uite râsul la început. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Îi spuneam unuia dintre invitați că mă pufnește râsul de la început. Cine râde la urmă, râde mai bine, așa că să nu ne podidească lacrimile la sfârșitul emisiunii. În această seară vom discuta despre numărul mare de candidați la președinție și despre rezultatele ultimilor sondaje. Nu mai departe de astăzi, Cursul și CSOP-ul au dat publicității un sondaj cu clasamentul celor care candidează la președinția României, precum și clasamentul partidelor pentru Parlament. În partea a doua emisiunii vom vorbi despre un caz flagrant de cenzură politică, în ce fel înțeleg unii să își facă meseria politică, cu ghilimele de rigoare, cum un redactor șef al unei publicații importante nu este lăsat să și realizeze o emisiune. Dar până atunci vă prezint invitații cu care vom discuta despre candidații la președinție, despre sondaje. Domnul Ralu Filip, ziarist, și la fel domnul Ion Cristoiu, care acum se întinde peste masă să ia niște hârtii. Bine că nu mă întind la cașcaval. Păi v-ați întins în 96 și ce ați câștigat? S-au întins... Cum? S-au întins alții. Nu știu, nu ați v-ați întins. Chiar așa, vreau să vă întreb. În 96 ați avut un candidat preferat la președinția României. Domnul Marescu, domnul Ion Cristoiu, să atingi lucruri dureroase din trecutul meu. Observ că ai început. Nu, serios acum vă întreb. Da. 96 l-ați susținut, ați susținut un candidat care astăzi nu mai candidează cu toate forțele dumneavoastră. Și ați crezut în acest candidat. Anul ăsta n-ați mai... Deci anul acesta am și declarat că nu mai susțin pe niciun candidat. Nici nu critic, nici nu laud. O singură excepție face, este un om Gurisărescu, dar pe el nu în calitate de candidat îl critic, ci în calitate de premier pentru ceea ce face. Deci este singurul candidat care face obiectul unor critici de-ale mele, dar nu în ideea de a nu fi votat sau a fi votat. Pentru că tot veni vorba de domnul Gurisărescu, se întâmplă un lucru foarte important acum în guvernul României, cel puțin. Parlamentarii au retras sprijinul. Știți? Vă spun eu. Deci au făcut o declarație prin care miniștrii liberali îi retrag sprijinul și Partidul Național Liberal retrage sprijinul domnului Mugurisărescu. Parcă l-a sprijinit inițial într-o perioadă pe domnul Marian Munteanu, dar s-a retras din cursă. Nu l-a sprijinit. Pentru că în perioada respectivă au fost foarte multe discuții în legătură cu... Colegii mei din casă îmi spun că pe ceea ce puneți dumneavoastră mă lăsa alege praful. Nu, eu nu am sprijinit. Era vorba de... Că... A fost o controversă în legătură cu... De ce la domnul Emil Constantinescu nu s-a ales praful? Păi s-a ales după 4 ani s-a ales praful. Păi nu, eu l-am criticat chiar din decembrie 96. Nu, în legătură cu Marian Munteanu, un lucru este clar. Eu nu l-am sprijinit pentru că era o controversă privind compatibilitatea între fostul lider al universității și această alianță națională din care facea parte și face parte încă și PNR condus de domnul Virgil Măgureanu. Se făcea foarte mult apașpă călăul și victima. Eu am spus că este o compatibilitate și am crezut în... Deci am crezut că alegerea Alianței Naționale nu a fost o greșeală. Din nefericire și aici... Mai țineți minte că ne-am certat cu domnul Constantinescu, ce m-ați atacat? Vedeți, domnul Cristian? Da, eram... Și după aia ne-au suspendat emisiunea cei de la CNA cu Iliescu. Da. Avem un trecut glorios împreună. Aveam un trecut de cenzură. Deocamdată avem o cenzură. E interesant că pe TVR1 totuși nu apar. În 1996, deja sondajele de opinie din vară, ei făcuseră pe cei de la TVR să mă mai cheme până atunci. Haideți, domnule, că v-au chemat la Arca Marine acum. Cu japonezii aia, nu știu am ce. Iubitori de Japonia. Haideți să trecem la discuția propriu-zisă. Eu totuși aș vrea să rămân la această chestiune care trebuie neapărat discutată. Care? În legătură cu dubla ipostază domnului Mugurisărescu de premier. Și am discutat, pentru că vom discuta sondajul și vom vorbi despre fiecare, fără a încerca să influențăm electoratul într-un fel sau altul. Pentru că lumea trebuie să știe și să înțeleagă. Ziariștii care, și eu cred că sunteți ziariști independenți, încerc să intru și eu în categoria asta, cu toate că nu reușesc din cauza unora sau altora. Eu cred că ziariștii independenți nu mai au partipriuri politice și nu mai au de ani buni.
nu poate să meargă pe o formațiune sau alta. Timpul va arăta acest lucru. Haideți să vorbim mai întâi și vom vorbi și despre independența domnului Sărescu. Haideți să vorbim despre acest număr foarte mare de candidați la președinție. Și mai ales acest lucru s-a întâmplat după ce a fost ridicat pragul semnături, numărul de semnături care trebuia strâns de fiecare candidat. 300.000 parcă. De la 100 la 300. De la 100 la 300.000. Vreau să vă spun că e interesant în... Sunt 13 înscriși în momentul ăsta. Da, dar aș vrea să cu ghinion pentru România. Că da, pentru... Aș vrea să prezint pe scurt o evoluție după 90 acestui număr de candidați la președinție. Deci în 1990 am avut, dacă nu mă înșel, 3. Da. Da. 3 candidați, îi știm cu toții, celebri. Ion Iliescu, PDSR, Radu Câmpeanu, PNL și Ion Rațiu. Ce vremuri atunci cu pârtile de schi, cu... Frumos, așa. În 1996, în 1992, ia uite că m-am zăpăcit de tot. Ca să vedeți. E și vârsta. 18. E vârsta. Poftim? 16 sau 18. Nu. În 1992 am avut... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine sunt? Dar citiți. Erau Ion Iliescu, PDSR, Emil Constantinescu, CDR, deci a fost și 92 candidat, Gheorghe Funar pe UNR, care a fost apoi și în 96, Caius Traian Dragomir, PD, țineți minte că PD-ul nu l-a propus pe domnul Petre Roman, Ion Mânzatu, Partidul Republican, și Mircea Druc, independent, 6. Uh-huh. În 1996, este foarte interesant, am avut cel mai mare număr, 16. Aș vrea să se vii amintesc, pentru că unei dintre ei au intrat în uitare. Ion Iliescu, PDSR, Emil Constantinescu, CDR, Petre Roman, PD, iată apare Petre Roman, Gheorghe Frunda, UDMR, apare UDMR-ul, Corneliu Vadin Tudor, PRM, Gheorghe Funar pe UNR, Mohora pe Partidul Socialist, Nicolae Manolescu, Alianța Națională Liberală, Liberal. Făcut Manolescu în partid, Adrian Păunescu, PSM, Ioan Pop de Popa, Uniunea Națională de Centru, George Muntean, independent, Radu Câmpeanu, Alianța Națională Liberală Ecologistă, înființase el un partid, și apoi urmează niște iluștri anonimi, Nuțu Angelina, Constantin Budava, Constantin Niculescu, Nicolae Militaru. Spune iluștri anonimi, deoarece ei au obținut în primul tur 0,34, 0,31, 0,23, 0,22. Și noi, dacă am fi candidat, luam mai mult ca ei. Da, acum... Dar știți ce e interesant? Că mulți dintre ei sunt în PDSR. Nu, acum să trecem la cei 13 care au înscris până la ora 7. Dar, mă rog, cum e la noi, să poate să înscris până la 8 s-a mai înscris unul, da. Deci avem Teodor Solojan, îi dau ordinea scrierii. Uh-huh. PNL, Ion Iliescu, PDSR, Teodor Meleșcanu, APR, Muguri Sărescu, paranteză independent, Petre Roman, PD, Gheorghe Frunda, UDMR, CV Tudor, PRM, Nicolae Cervini, Partidul Liberal Democrat, Paul de România, Partidul Reconciliere Naționale, și urmează niște independenta Gabriela Grațiela Bârlă, Eduard Manole și Lucian Orășel, sunt 3 independenți, și Ion Sasu de la PSM. Deci avem 13, până la ora 7. Da. Am și scris și cred că... Dumneavoastră, pe care dintre acești candidații, pe care dintre candidații mai sus îi vedeți fără nicio șansă? N-aveți voie să spuneți. Nu. Era să... Ați văzut? Nu. Am vrut să vă încerc. Vreau să spun următorul lucru. Am vrut să vă încerc. N-aveți voie să spuneți. Nu, n-am voie, dar vreau să vă spun un lucru. Lasă-mă, Marius, un pic. Mă dezvolt și eu, că nu candidez la președinție. Haideți. Deci în 1996, văzând noi nebunia aia cu Nuțu, Angelina și Moldova și toți alții, eram la un ziar, mă rog, de acum... De scandal. Cu femei goale. Dădea femei goale și acum sunt împotriva acestei idei. Era pragul de 100.000 de semnături. Corect. Acum e de 300.000 și am rămas surprinși, pentru că era foarte greu de adunat 100.000 de semnături. Au fost candidați care n-au reușit să strângă cele 100.000. Noi am făcut un sondaj. Am luat listele cu semnături și am descoperit cel puțin la 2 candidați, dacă nu mă înșel, regretatul Nicolae Militaru și Moldova, falsuri, ordinare. Adică erau oameni morți, copii născuți de 2-3 ani. Copii nenăscuți. Iar spun copii nenăscuți. E limpede că deja sunt obosit. Nu, că e erau, de exemplu, adrese care... ale unor cetățeni care nu existau blocurile sau localitățile existau.
era fals în acte. Am făcut o plângere penală, am făcut chiar noi ziarul, da. Și plângere penală a rămas pentru că nimeni n-a făcut o cercetare. Deci asta în condițiile în care numărul necesar pentru un scriere atunci era de 100.000 de semnături. Acum cu 300.000 am serioase îndoieli cu o parte din acești candidați. Nu vreau să. Dar câte semnături s-au strâns? Păi ei trebuie să strângă 300.000. Nu, cei 13 candidați. Păi minim au luat fiecare câte 300.000. Unii au avut 1.700.000. Și am zis că am 5 milioane de semnături s-au strâns. Da, da. Da. Păi nebunie. Eu nu cred că o unică... Deci, din ce am văzut și în 96 și din ce spun și șefii de campanie electorală al unor candidați reprezentând partide puternice, strângerea unor semnături adevărate, eu presupune o muncă infernală, o mașinărie. Că nu e vorba numai să strângi... Fac și trucuri, că te duci și ai semnat pe stradă pentru un candidat, se completează tabele și îl tragi după aia la Xerox, eu spun mai de puțin muncă. Partea de sus și schimbi candidatul. Deci da, presupune și ca să vină, deci să pui o masă, o măsuță, presupune ca tu, mai ales tu, că să te duci și cine o să faci, că tu ești independent și bănesc. Sunt toată viața o să fie. Așa și nici tu, Ralu Filip, și scrie acolo, nu, Ion Cristoiu, număr de buletin, adresă și semnătură. Deci numai acest act de a completa lista aia presupune un timp și presupune o mașinărie, presupune cel puțin, cum să zic, într-o localitate 4-5 puncte din acestea ca să poți să aduci. De ce nu faci și acum o tângere? Teoretic, nu, deci... Nu, serios, anul, puteți să faceți, de ce nu faceți acum? Sau acum n-are dovada. E, nu, cerceteze listele cu oase și are. Puteți să pentru că național. Acum, în momentul ăsta, s-au depus dosarele cu semnături și putem să luăm să verificăm. Asta să ne înțelegem. Atunci, domnul Cristoiu a avut o dovadă, sigur, că dacă erau... Da, dar nu poți verifica să prezumezi. Păi da, dar asta e de datoria becului. Deci nu poți să pe o prezumție că s-ar putea să nu, nu fie... Am putea face... Reclame. Nu, ai dreptate. Eu nu cred că 5 milioane de oameni și-au dat. Eu nu cred. Ai dreptate. Eu am făcut în 96 din iubire față de domnul Emil Constantin. Ei, vedeți? Aici deci, mi s-a părut la vremea respectivă că inflația... Din dragoste, că e și mai misiunea. Inflația de candidați care erau așa mai mult de formă, da. Era în favoarea lui Ion Iliescu, pentru că am constatat, am aici transcrierea confruntării finale după, nu știu, nu mai țin minte. Bun, și acum în favoarea cui este inflația? Acum nu e în favoarea nimănui, de aia nu fac gălăgie. N-a fost nici atunci în favoarea lui... Dar el a afectat dezbaterea din primul tur. Deci, țin minte că dezbaterea am aici. Și dezbaterea, domnule, nu vedeți că nu există nicio dezbatere la televizor. Nu, dar măcar aia cea finală din 31 octombrie, unde... Folosindu-se des scenariul ăsta, că vezi, doamne, în faptul că sunt 10, 15, 16, 13... Ar fi o chestiune pregătită de un partid sau altul, de un candidat sau nu, altul. Nu stă în picioare, pentru că s-a dovedit și în 96 și vom vedea și acum că o chestiune ca asta nu ajută niciunul dintre candidații puternici și este limpede că în spatele unor candidați stau interese foarte precise, de publicitate, de imagine, de intrarea în viața de cei candidați. Să-și facă acolo exact, imagine exact. Și campanie. Haideți să mergem că trece timpul. Dar un lucru. Tot timpul această inflație, această prezență unor anonimi, da, duce la, mă repet aici, ceea ce a scris într-un editorial, la compromiterea unei instituții, candidatura la președinție. Absolut. A fi candidat la președinție trebuie să fie un lucru foarte interesant. Dar să ducem la 1.000.000 numărul de semnături necesare pentru intrarea. Nu mă bag la cei care au partide puternice în spate. Domnul Cristoiu, într-adevăr, instituția asta, candidatura la președinție, devine derizorie atâta timp că se scriu în anul de grație 2015 candidați. Da, printre care unii... Domnul Cristoiu, pe de altă parte, fiecare om, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, are dreptul să candideze. Da, dar să schimbăm legea, nu putem să stabilim acum cine merge. Păi, după părerea mea, trebuie făcut un sondaj și sunt aproape sigur că unii dintre ei au listele falsificate. Bun, haideți să trecem la sondaj. Da. Este vorba de un sondaj realizat de Curs și CSOP. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1478 de persoane. A fost dat astăzi publicității, în perioada 17-23 octombrie, la domiciliu subiecților. Marja de eroare este de plus minus 2,6%. La președinție, poftim?
La solicitarea mea, la președinție, clasamentul opțiunilor, la solicitarea Institutului PRO, la cererea Institutului PRO. La președinție, clasamentul opțiunilor electorale este următorul. Ion Iliescu, 48%, Teodor Stolojan, 13%, Muguri Sărescu, 13%, Corneliu Vadim Tudor, 11%, Teodor Meleșcanu, 5%, Gheorghe Frunda, 5%, Peter Roman, 5%. Dintre cei intervievați, 10% sunt nehotărâți, 13% nu votează și 2% nu răspund. Dintre cei care și-au exprimat opțiunea electorală pentru un candidat prezidențial, 87% declară că își mențin această opțiune, iar 13% afirmă că este posibil să-și o schimbe în campania electorală. Haideți să discutăm, domnul Cristoiu, acest sondaj. Eu vă propun foarte mult dintre colegii noștri de breaslă, mă rog, unii, contestă aceste sondaje și spun că nu le spun. Eu am făcut o experiență, am luat sondajul, ultimul sondaj din 1996. Ultimul a fost 17-24 octombrie IMAS. Da. Hai să nu luăm, pe ăsta mai erau câteva, era în plină campanie. Uh-huh. Pe 3 noiembrie a fost primul tur, da? Hai să luăm pe cel din 22 octombrie. Ba, nu, cam așa. Deci cam, hai să zicem 17-24 octombrie. Da, da-ți cam acești. Bun. Așa. Să luăm pe ultimul 17-24. O să vreți vedeți dumneavoastră. O să vedeți senzațional raportul între sondaj și rezultate. Rezultatul concret. Îmi dați voi așa. Deci, vă rog. La partide, sondajul spunea CDR 32,7%, rezultatul la primul tur, rezultatul normal, la Camera Deputaților 35, Senat 37. Observați că punctele în plus sunt obținute prin redistribuire. Se știe că un număr de voturi, numărul celor care sunt sub 5% se redistribuie la cei mai importanți. Da. PDSR 31. Păi, dar că vorbim de președinție și nu am spus la partide. Hai să vedem președinție. Vorbim, da, după aia de deci partide. Deci așa, Ion Iliescu avea 36%, da, în primul tur a obținut 32%. Da. Emil Constantinescu, 24%, a obținut 28%. Observați, apropo de ce citim mai înainte, cât de mică era totuși în sondaje, totuși diferența între primul și al doilea clasat. Da. Petre Roman avea în sondaj 21%, a obținut 20%. Uh-huh. Gheorghe Frunda, 4,6% în sondaj, a obținut 6%. Uh-huh. Deci campania i-a adus. De ce vreți să spuneți? Că aceste sondaje sunt aproximativ corect. Adevărat. Corecte. Deci, hai să luăm CV Tudor 4, atenție și comparația cu atunci. CV Tudor avea atunci 4,3%, a obținut 4,72%. Cât are acum? Corneliu Vadim Tudor are acum 11%. Dar cât are Roman acum? Domnul Roman 5%. Atunci avea 21% în sondaje. Mai mergem. Haideți să discutăm situația de acum. Nu, am dat un exemplu că aceste sondaje, și eu le-am urmărit din martie 96, când de fapt răsturnarea a avut loc în iulie 96, că în martie 96, în legătură cu prezidențietul Ion Iliescu a fost pe primul loc, dar la o mică, totuși, diferență de Emil Constantinescu, care încetul cu încetul s-a apropiat. Deci campania electorală n-a schimbat aproape nimic. Era, acest sondaj era practic la debutul campaniei electorale, deci, cel de care amintiți dumneavoastră. Sondajul din 22-28 martie, e interesant, la președinție era Ion Iliescu 29%. Anul acesta. Nu, anul atunci, 96, da. Martie. Da, în martie 96, cum da, a crescut. Da. Și ajunsese la 36. Emil Constantinescu avea 15% în martie și ajunsese în sondaj la 24%. Bun, haideți să puteți să faceți o analiză. Deci a fost un trend de-a lungul 96. Puteți să faceți o analiză rece în începtura lui cu acestui sondaj, fără să să spunem să părtiniți. Sondajul fără să fiți părtinitori. Cursop. Lăsând la o parte eventuale bănuieli, și aici aș face o paranteză, toți cei care au manifestat bănuieli, niciunul nu s-a dus să verifice eșantionarea și modul de calcul ca să vină cineva cu o dovadă și să spună, uite domne, aici s-a greșit. Confirmă sondaje precedente și e greu de crezut că 6-7 instituții din România, cum a avansat domnul acela de la Biroul de Cercetări Sociale Bruno Ștefan, că sunt cumpărate toate de un anumit partid și jurnaliștii sunt cumpărați și ei și de aia ies... Păi nu, dar a fost acel sondaj făcut de cele trei institute. Care e apropiat. Na, deci e vorba de curs,
Nu? Curs stop. Ăla-i, putem să-l cităm? Curs, irsop și metru medie. Da. Poți să-l citez eu? Nu, păi, haideți să ne oprim la asta, că nu deci putem să citim pe toate. Sunt apropiate. Sunt, da. Și cercetările lunare ale IMAS-ului. Deci toate arată că... Este să ne uităm la acest, cele trei cursuri, sub metromedia, cam tot în aceeași perioadă făcut. Asociația Română pentru Libertate și Dezvoltare a comandat în perioada 10-15 octombrie 2000 sondaj de opinie reprezentativ la nivel național realizat de trei agenții de cercetare prestigioase în România. Cursuri, sub și metromedia Transilvania. Ideea lui Iliescu 47%, nu știu cât are în ăsta. 48%. Așa, lui Mugur Isărescu 15, lui Stolojan 13, lui C.V. Tudor 11, lui Frunda 4, lui Roman 4, lui Meneșcanu 4, altul 2. Da. Singura diferență este la acest ultim sondaj, Teodor Stolojan a reușit Teodor Stolojan a reușit să legaleze în acest moment pe Mugur Isărescu. 13% Stolojan, 13% Mugur Isărescu. Hai ca să revin. Deci astea sunt bandele în care se mișcă candidații la... ele... Știi cum e cu semi mișcă candidații, nu? Că trebuie virgulă între mișcă și candidații. Banda de 45-50 se mișcă virgulă candidații. Nu se mai poate schimba într-o campanie electorală de o lună cursul fundamental al tendințelor electorale. Văd sau se observă de aici căderea domnului Isărescu din cauza că este prim-ministru. Deci asta ar fi parte, cauza... anumite probleme de guvernare odată, uite, dă căldură acum. Și identificarea lui totuși cu eforturile celorlalți adversari că nu este chiar un candidat independent, ci ar fi un candidat totuși al Convenției 2000, de s-au făcut eforturi mari și de PNL și de către ceea să-l bage acolo, și o creștere de 2% a domnului Stolojan, care a fost cel mai activ în ultima perioadă, în calitate de candidat la... a apărut în reviste, a venit la televizor... Îmi plăi cu bui. Exact. Deci, ceea ce însă este interesant în acest sondaj, că în toate ipostazele, deci indiferent Iliescu pe cine... Iliescu iese învingător. Câștigă și în turul Ralu, lui. Hai că vorbim și despre asta, revenim după aceea și vorbim despre asta, domnul Ion Cristoia. Deci, eu mă întorc încă la sondajul și la din 96, pentru că este fundamental. Vă rog. Deci, dacă în sondajul din 96, care s-a și confirmat în primul tur, între Ion Iliescu și al doilea clasat era o diferență 36 la 24, hai să spunem 8 puncte. De data aceasta între Ion Iliescu și al doilea clasat, fie Stolojan, fie 35 de puncte. Este 35 de puncte. Diferență. În plus, în 1996, în turul al doilea, Petre Roman a avut un procentaj de 20% câștigat în primul tur, pe care l-a dat domnului Constantinescu. De data aceasta mă întreb în turul al doilea cine, deci dacă ne uităm la Pluton. Păi hai să citim asta. În cazul în care în turul al doilea la alegerile prezidențiale s-ar califica Ion Iliescu și Mugur Isărescu, primul, adică Ion Iliescu, ar obține 48%, al doilea 28%, în timp ce 19% dintre alegători nu ar vota, iar 5% nu răspund. Varianta unui tur al doi cu Ion Iliescu și Vadim Tudor, 49% ar vota pentru Ion Iliescu, deci cu un procent mai mult, 17% pentru Corneliu Vadim Tudor, mai puțin decât Isărescu, 27% nu ar vota, iar 7% nu știu sau nu răspund. În ipoteza în care în turul 2 ar intra Iliescu și Teodor Stolojan, liderul PDSR ar obține 46%, candidatul PNL 29%, nu s-ar prezenta la vot 18%, iar 7% nu răspund. În competiție cu Petre Roman, în turul al doilea, Ion Iliescu ar fi creditat cu 50%, aici e diferența cea mai mare din voturi, Roman cu 17%, în timp ce 25% nu ar vota. În eventualitatea în care finala pentru prezidențiale ar fi disputată de Teodor Stolojan și Mugur Isărescu, actualul premier ar obține 27% din voturi, iar fostul premier 30%. Foarte interesant. Eu cred că trebuie să spunem și de ce este această situație tot din sondaje, nu de ce cred eu Ralu Filip sau în Ion momentul Cristoia. În care exact 65% din populație crede că politicienilor nu le pasă ce gândesc oamenii, chestia asta este o percepție a celor de la putere. Mergem mai departe la probleme.
14% conducerea proastă a țării, hoția, paranteză, corupția, 13%, deci probleme pentru oameni, lipsa banilor pentru alimente, 7%, deci toate aceste simptome, fie ale sărăciei, fie ale nemulțumirilor față de măsurile guvernamentale, față de combaterea corupției, toate acestea se duc la cei care guvernează. În mod normal nu pot să se ducă la cei din opoziție. Și atunci, fiind o nemulțumire socială foarte mare în România, există și un decalaj foarte mare în sondaje. Dar chiar cifrele spune, hai să facem... Dar de ce credeți că s-a produs egalizarea asta între cei doi candidați care se bat pentru turul 2 și pentru locul 2, de fapt? Muguri Sărescu și Teodor Stolojan. Despre deosebire de 1996, foarte important, nu mai avem o împărțire stânga-dreapta sau categorică, candidat al PDSR și anti-PDSR. Da, da. Deci de data aceasta, și culmea este că în 1996 stânga era fragmentată. Exact. Deci stânga avea o grămadă de candidați, dacă vă uiți, era Iliescu cam spre stânga. Roman, orice efort făcea, el tot era perceput ca social-democrat. Era CV Tudor, perceput tot spre stânga. Lasă, nu mai spun de tu Mohora, Adrian Păunescu, care totuși funar, care era din bazinul Tudor electoral. Tudor Stolojan e văzut ca un om de dreapta, ca un candidat de dreapta, domnul Cristoiu? Tudor Stolojan, nu întâmplător în competiție cu Iliescu, ar câștiga mai multe voturi decât Muguri Sărescu, deoarece, după părerea mea, am observat campania adusă, este perceput ușor mai la stânga decât Muguri Sărescu. Și ea mai ia voturi din stânga. Mai aproape de Ion Iliescu. Și de partea națională. Ea deja de acum și în acești 13% are de la stânga, cum și Ion Iliescu în 48% are deja de la PRM. Însă, ca să ne gândim la turul 2, că facem jocul, și dacă s-ar aduna, dacă prin toate absurd voturile, să presupunem că toți ar da unia din ei lui Stolojan sau lui Sărescu sau lui CV Tudor, cum să zic, este... Nu-l bate pe Iliescu. Nu-l bate pe Iliescu. Sunteți pedeseriști amândoi. Nu pedeseriști. Pedeseriști, mă rog. Independent, dar pedeseriști. N-am zis că votați. L-am spus că, uite, așa se învăță. Hai să luăm. Să spunem că, deci, în primul rând, Stolojan și Muguri Sărescu ar trebui să se unească. Deci, unul din ei să dea voturile celuilalt. Corect. Ei se macină acum, unul pe altul se toacă. Greu de presupus. Păi cred că asta a fost greșeala, principala greșeală a celor care... Nu mai calculați. În turul 2, 96, Emil Constantinescu a primit mai multe voturi decât au avut în primul tur de scrutin Petre Roman, Cornel Vadim Tudor, care și el a dizvotat, și în situația în care și Ion Iliescu, și în situația în care și Ion Iliescu a luat 10-15% în plus. Deci acolo în turul 2 96 a fost așa o creștere de Emil Constantinescu a avut, deci în primul tur 28. Da. Și în al doilea 54, iar Iliescu a avut în primul 32 și în al doilea 45. Da. Au venit voturile de la Frunda și de la Roman. Că nu voiesc, domnul... Nu, dar a fost o redistribuire... De la 28 la 54, cât înseamnă? Bun, haideți, 26%. Calculați și nu uitați rezultatul după publicitate. Să nu uităm că toți ceilalți și Frund și CV Tudor și Funară i-au dat votul. Fără miseara votului în partea dreaptă și Chierului. Da. Faptul că au sunt doi candidați, asta... Asta rămâne unul din misterele, scorul din 96 la președinție în turul 2. Publicitate. Libra Bank. Mai mult decât o bancă. Voi fi dublura actriței principale. Spectacolul este peste o săptămână. Imaginează-ți, mă cheamă pe scenă, iar acolo este el. Își trece degetele prin părul meu și vede mătreața. Mai bine nu mă alegeau. Trebuie să fii pregătită pentru orice situație. Iată noul Head & Shoulders. N-am mai văzut această sticlă. Noua formulă Head & Shoulders conține elemente de hidratare pentru pielea capului și ingrediente care previn apariția mătreții. Astfel, pielea capului este sănătoasă, iar părul fără pic de mătreață și plin de viață, irezistibil de atrăgător. Ce faci? Stop! Cu noul Head & Shoulders, visele pot deveni realitate. În lumea bună, totul este o provocare. O accepți?
Nescafe e numai una. O să fiu mare, o să mă fac fotbalist. O să-mi fiu doctoriță și o să fac bine copii. Eu o să mă fac Schumacher. O să mă fac domnișoară. De frică de injecție. Copilul tău se bazează pe tine. Fii mereu alături de el. Commercial Union. Cu tine, pentru tine. Aici am nevoie de toate componentele electrice. Dar de unde? Ia să vedem pe internet. Asta era. Ah, exact de ce aveam nevoie. GEM, cel mai mare distribuitor de componente electrice. Automatizări, cabluri și corpuri de iluminat. Apelați cu încredere. Da, continuăm emisiunea din această seară. Invitații mei erau lui Filip și Ion Cristoiu. Domnul Cristoiu, ați scris într-un editorial, dacă mi-aduc bine aminte și dacă nu mi-aduc mie cu colegii aminte, scris că Muguri Sărescu este până la ora 18 prim-ministru, iar după ora 18 candidat la președinție. Având în vedere că ieri a avut loc întâlnirea cu apa caldă după ora 18, vă pupnește râsul, unde s-a încadrat această întâlnire cu apa caldă? La candidatul Muguri Sărescu sau la premierul Muguri Sărescu? Având în vedere că e premier, pot să vorbesc despre domnul ăsta. Deci, ceea ce mi se... Am scris într-un editorial mult mai... un termen mult mai dur. Ceea ce se întâmplă cu această comedie jucată de domnul Muguri Sărescu este o uriașă fraudă electorală. Domnul Muguri Sărescu pretinde că se... Vorbiți de premierul Muguri Sărescu. De premierul Muguri Sărescu. Deci, după ce, țineți minte, după ce a fost instalat în decembrie 99, domnia sa vreo 7-8 luni n-a ieșit deloc. Aveam comunicate și o vedeam pe Vrânceanu Firea și pe... Deci, vă rog, domnul Vasilescu. Pe Gabi în pace. Că nu, spunem că îi vedeam. Brusc. Păi a zis că însurita Gabriela Vrânceanu Firea în editorial și umbrosul... Nu, ploiosul Adrian Vasilescu, care n-a înțeles și era chiar o imagine. Era însurita. Era normal să-i vedeți, că era în calitate de oameni primului ministru, nu deci, ai candidat. Deci, telespectatorii să se întreagă de ce sunt... Voi fi până în fața plutonului de execuție adversarul acestui truc ieftin. 1. Toate deplasările domnului Muguri Sărescu, prim-ministru în țară, domnia sa susține că e în calitate de premier. Foarte bine, într-adevăr. În primul rând că a început să deplaseze mult mai mult. Adică și problemele în țară sunt mai mari, mai multe. Sigur că nu e miting electoral unde se duce, dar totuși, spre deosebire, și aici Ralo Filip a vorbit despre campania electorală la televizor, prin decizia aberantă a CNA-ului despre domnia sa se poate vorbi despre toate deplasările. A doua chestiune, am văzut chiar în seara aceasta, deci că măsurile, o măsură populistă luată, anunțată de domnia sa și asumată de domnia sa, dar de fapt luată de guvern, cea în legătură cu ajutorul pentru defavorizați, pentru prima dată a apărut domnul Muguri Sărescu și a prezentat. De ce n-a apărut tot guvernul? Domnul Cristoiu, știți de ce nu cred în această măsură ca fiind a primului ministru Muguri Sărescu? Pentru că acum câteva zile, 3-4 zile, a fost dată o ordonanță de urgență prin care notarii publici erau împuterniciți să execute silit pe cei care nu-și plătesc datoriile. Așa că se anulează una pe cealaltă. Dar domnul că de la această ordonanță nu vreau să spun că acea ordonanță de urgență a fost dată de primul ministru, iar cea de această hotărâre cu apa caldă, cu anularea, dar e bine că a fost dată, n-a mai fost dată de primul ministru, ci a fost dată de altcineva. Aici e fost ironic și făcând o diferență. Deci, absolut. În prezentarea... Nu, care e adevăratul prim-ministru? Ăla care vrea să taie în carne vie? Sau ăsta care dă apă caldă la și... ordonanța n-a apărut prim-ministru în fața națiunii. Dar la asta a apărut prim-ministru? Aș vrea să vă spun păi n-a fost atunci, domnule. Sigur că parțial aveți dreptate. Că din cauza reglementărilor acestea rigide și din punctul meu de vedere absolut scandaloase ale CNA-ului, domnul Muguri Sărescu, având calitatea și de premier, poate apărea la orice oră pe post și așa, față de ceilalți care nu au această posibilitate. Dar și ceilalți pot apărea, rar. Însă, știi cum? Un candidat de senator, imediat, deputat și imediat. Așa mai departe. Însă, dacă vă uitați în sondaje, calitatea de prim-ministru a domnului Muguri Sărescu va fi principalul său obstacol în aceste alegeri. Și deja trendul său este în coborâre. Vedeți? Așa este. Deci, bine pe mine, domnul Ralu, pe mine, de punct de vedere moral,
Și din punct de vedere ca cetățean, nu mă interesează că va câștiga sau că va pierde. Mă interesează că deplasarea domniei sale se face pe bani publici. Aici, ca să deci în momentul în care domnul Mugurisărescu va veni în fața națiunii în zilele următoare și va spune așa: am fost la Craiova în vizită ca premier, dar acolo, cum să spun, și m-a costat atâta și atâta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru mine însă problema, în calitate de comentator, eu nu sunt analist politic, este faptul că domnul C.V. Tudor le suflă în ceafă celor doi adversari ai săi, Stolojan și Sărescu, și dacă lucrurile continuă să meargă ca până acum, inclusiv cu campaniile lor electorale, are șanse să intre în turul 2 cu Ion Iliescu. Dumneavoastră a fost unul dintre ziariștii independenți care a susținut că în momentul în care cei doi s-au decis să intre la președinție, să candideze și Mugurisărescu și Tudor Stolojan, a spus că în turul 2 va intra Corneliu Vadim Tudor cu Ion Iliescu. Da, e adevărat, nu? Da, susțin și acum... Și credeți că va intra Corneliu Vadim Tudor în turul 2? 90%. Din mai multe motive. În primul rând că cei doi, Tudor Stolojan și Mugurisărescu, se macină între ei. Au același electorat. Sunt obligați să se macine, pentru că trebuie să țâșnească din Pluton ca să intre în turul al doilea. Deci viața îi obligă să se macine. Și în al doilea rând, chiar și față de Ion Iliescu, C.V. Tudor are un discurs extrem de radical, extrem de dur, mai potrivit. Deci în timp ce Ion Iliescu... Dar de unde ia Corneliu Vadim Tudor electorat? Păi va lua de la... Cei mai frustrați. Păi nu, de unde? Ia de la PDSR, ia de la PNL, ia de... Acum sau nu? Sau ia de la Iliescu, ia de unde ia? De la Iliescu, de la Isărescu, hai răspundeți după că sunteți părerea mea, După părerea mea, dacă domnul Ion Iliescu, dânsul simțind că, știind că va intra în turul al doilea și având grijă totuși de, să spunem, să fie mai modern, mai european, s-a deplasat un pic spre centru. Și a lăsat... Și de la Iliescu a luat. Și va lua de la Iliescu, pentru că dacă... Haideți să vorbim acum de sondajul, privind de rezultatele sondajului la partide. PDSR 52%, PNL și PRM 11%, CDR 27%, cu acest procentaj trebuie să spunem că CDR n-ar intra în Parlament dacă ar obține acest... Dacă se rezolvă problema alianță politică sau alianță electorală. Imediat. Deci aici vor să UDMR 7%, PD 6%, APR 5%, Alianța Națională 1%. 20% dintre subiecti sunt nehotărâți și 12% nu votează. Dintre cei care și-au exprimat preferințele pentru o formațiune politică, 57% sunt siguri că își vor menține opțiunea, iar 7% afirmă că... e posibil să schimbe opțiunea în campanie electorală. Îmi dai voie să spun sondajul din 96? Vă rog. Exact. CDR avea 32,7%, ce vremuri frumoase erau. Da. PDSR avea 31%, acum are 52%. USD, deci care era PD plus PSDR-ul, care acum e în altă combinație, avea 18% și acum are 6%. UDMR-ul 5,1%, acum are 7%. UDMR-ul are... PRM, atenție, avea 3,8% și așa a avut 5,5% după asta. Și a depășit norma. Iar acum PRM-ul are 11%. %. Și există mai era atunci pe UNR cu 2,6%, ANL-ul, deci lui Câmpeanu, cu 2,2%, PSM-ul cu 1,5%, PS cu 1,3% și Uniunea Națională de Centru cu 0,9% în sondaje. Acum observați că de la Alianța Națională avem numai 7 partide care ajung până la 5%, nu știu, 96, pragul a fost de 3. Deci, care ar fi caracteristicile acestui sondaj? Caracteristicile acestui... În afară de cea mai importantă, că e posibil ca CDR 2000 să nu intre în Parlament și se va întâmpla sau nu acela... Acest risc e valabil și pentru PD și pentru APR. Mai este un risc acela ca PRM-ul să devină principalul partid de opoziție din România. Mai se deschide o problemă așa... E partizan asta, dacă spui că e risc. Există risc. Este punctul meu de vedere. Păi da, dar e cu CNA-ul să nu ne dea afară. Nu, devine partid de opoziție. Există posibilitatea. Cel mai puternic partid de opoziție. Deci va fi, într-un fel, dacă se păstrează scorurile acestea din sondaje, România va repeta în 2000 postea din 90.
Da. Este incredibil, domn. Da, cred că... O guvernare, nu, cu un partid puternic și cu o opoziție slabă, fărămițată și... Pe cine care... va fi în opoziție? Păi, domnul... Oricum se vorbește că PDSR-ul va face o alianță post-electorală cu PNL-ul, da? Dacă... Pentru a avea o majoritate absolută, o majoritate situația cu... Situația asta, Partidul România Mare va deveni cel mai puternic partid de opoziție. Alături din, de PD România. Și în eventualitatea în care APR și intră... lângă... Cresc și în legătură cu CDR? Aici eu am o părere iarăși personală. Cred că dacă CDR nu va intra în Parlament, se va repeta situația din 92, când n-a intrat PNL-ul și vom avea un dezechilibru de forțe. Nu este de dorit pentru orice analiză, cum să o iei la rece, ca... CDR-ul să rămână pe afară. Să rămână pe afară. Principala cauza acestei situații a CDR-ului nu e numai în... să spunem, numai situația țării, este și în ideea, nu știu cui a trecut prin cap, aceea de a nu avea candidat la președinție. Totuși, Mugur Isărescu trece drept independent, chiar dacă este al CDR 2000, toate studiile de marketing politic, deci de campanie electorală, spun că, în general, o formațiune trebuie să aibă un lider. Fie candidatul la președinție, fie o personalitate care, cum să spun, e starul, care întruchipează. În cazul lui CDR 2000, Mugur Isărescu nu își poate permite să întruchipeze, pentru că trebuie să joace acest teatru al independenței, un teatru pentru că totuși e sprijin de CDR 2000, iar în cadrul CDR 2000 nu este nimeni la ora actuală să fie starul, deci ăla care să iasă să vorbească tot timpul, să tragă CDR 2000. Eu aș spune un lucru și cu asta închei. Nu există locomotivă. Ideal era, având în vedere că totuși CDR 2000 coalizează încă forțele cu paseiste, cum se spune, deci cu această chestie, cu discurs anticomunist și nu știu ce, poate era mai bun dacă era Galben candidat. Da. Sau domnul Deaconescu, deci un radical din acesta, un taliban era mai bun. Candidat decât, la președinție. Da, pentru că nu se lipește între Mugur Isărescu și care și CDR 2000. Eu nu văd un țărănist din acesta care are taliban, care are nostalgia. Deci vreau să spun, de fapt, că cea mai prostă soluție pentru asta a fost soluția aleasă pentru candidatura. Pentru segmentul acesta captiv al lui CDR 2000. Să nu uităm că votul va depinde esențialmente de electoratul captiv. Ori în cazul de față Mugur Isărescu n-are electoratul captiv, iar CDR 2000... Bun, atunci cum se explică diferența între procentul obținut de Mugur Isărescu 13% și procentul obținut de CDR 7%? Păi nu, tocmai pentru că nu se face nicio legătură între cei doi. Și are imagine mai bună. Dar aș vrea să fac și o observație ultima legată de chestiunea aceasta. Este inadmisibil că România merge în anonimat spre alegeri. Sunt inadmisibile condiționările puse de CNA, pentru că peste tot în lume, în preajma alegerilor, există o dezbatere cât mai amplă și cât mai vie. Toată lumea discută cum ar trebui făcut, cum să ne fie mai bine, cum să nu se mai repete greșelile de dimineață până seara, fără nicio limită. În Anglia sunt canale care transmit în direct toată ziua și dezbaterile din Parlament și controls. În Statele Unite C-SPAN-ul care e dedicat numai politici și așa mai departe. Deci prea multă dezbatere face bine la toată lumea, prea puțină face rău. Bun, ne oprim aici și vom continua cu partea a doua a emisiunii. Stați pe aproape, un caz foarte interesant. Libra Bank. Mai mult decât o bancă. Dacă ții la bucătăria ta, oprește-te o clipă și gândește-te. Ți-ar trebui ceva nou. Un aragaz bun, cu o hotă bună. Un cuptor cu microunde performant. O mașină de spălat modernă. Un frigider fiabil și o mașină de spălat vase automată. Le poți avea pe toate sub un singur nume. Electrocasnice Polar. Calitate ridicată, prețuri mici și un consum de energie redus. Electrocasnice Polar. Polar. Dacă ții la calitate. Face o surpriză plăcută în fiecare zi. Hochland, bineînțeles! Din cel mai bun lapte și numai cu ingrediente naturale, triunghiurile de brânză Hochland sunt mereu pe gustul tău, fie că le mănânci pe pâine sau pur și simplu. Cu Hochland nu regreți decât că ai doar 10 degete. Hochland, ispita gustului.
Silva îți iei casă nouă. Ia Silva, deschide-o și uită-te sub capac. Poți câștiga pe loc la tine în oraș una dintre cele trei case de la Silva. Cu camere mari, curte, cușcă pentru câine și loc pentru grătar. Poți câștiga pe loc Silva, cea mai bună bere. Cu Silva îți iei casă nouă, iar la casă nouă dai chef pentru prieteni. Normal, tot cu Silva. Savoarea celor mai alese boabe de cafea o regăsești în mângâierea aromei Jacobs. Ne cheamă împreună. Și acum cu Jacobs și Poiana. Urmează-ți steaua norocoasă și câștigă marele premiu de $50,000 plus alte premii fabuloase. Urmează-ți steaua norocoasă. Descoperă primul detergent efervescent sub formă de tablete. Omo Tablete. Pui două tablete în săculeț și gata. Săculețul duce puterea efervescentă a tabletelor Omo până în interiorul țesăturilor. Cu Omo Tablete, nicio pată. Văzând rezultatul, vei privi cu totul altfel spălatul rufelor. Omo Tablete reinventează curățenia. Da, ultima parte a emisiunii, invitatul nostru în studio, noul nostru invitat este domnul Cătălin Țârlea, redactorul șef al revistei Contemporanul. După ediția din 26 iunie, anul curent a emisiunii Punct și de la capăt, transmisă de TVR2, la propunerea directorului acestui canal, doamna Sanda Vișan, a fost suspendată singura emisiune de dezbatere a fenomenului cultural contemporan de la televiziunea publică, tocmai emisiunea de care vă spuneam, Punct și de la capăt. Emisiunea era realizată de scriitorul Cătălin Țârlea. Au fost mai mulți invitați în acea emisiune. Decizia suspendării acestei emisiuni a fost luată în contextul în care domnul Gabriel Liceanu, membru în Consiliul de Administrație al TVR, a fost obiectul unor observații critice venite din partea unora dintre invitații emisiunii. Dacă e să o luăm pe asta, pe noi trebuia să ne dea afară de 1000 de ori până acum la câți am criticat pe aici, pe la emisiune. După întreruperea emisiunii, mai mulți intelectuali de marcă, printre care Eugen Simion, Nicolae Cajal, Nicolae Breban, Fănuș Neagu, Răzvan Teodorescu, George Voicu, George Pruteanu, au semnat un protest prin care condamnau atitudinea directorului canalului TVR2. Domnul Cătălin Țârlea a sesizat Comisia de Cultură și Mass Media a Camerei Deputaților. Miercuri, 25 octombrie, Comisia de Cultură și Mass Media a Camerei Deputaților răspunde sesizării domnului Cătălin Țârlea, transmițându-i acestuia că intră în atribuțiile directorului TVR2 să hotărească ce emisiuni corespund cu exigențele strategiei canalului și să decidă păstrarea sau scoaterea lor din grilă. De asemenea, în răspuns se mai spune că în conformitate cu contractul intern din direcția TVR2 și direcția producției editoriale e bătaie de joc. Absolut bătaie de joc. Emisiunea incriminată a avut următoarele neajunsuri. Se dau atâtea porcării pe TVR1 și pe TVR2 și nu se mai invocă contractul intern dintre direcția TVR și direcția producției. Desfășurătorul nu a ajuns la direcția TVR2 și deci nu a putut fi aprobat. Fișa de emisie nu a fost semnată, ci a avut doar aprobarea telefonică a producătorului delegat. Timp de mai multe luni, ultimul argument absolut stupid pentru o emisiune de cultură, timp de mai multe luni, cota de audiență a fost sub cea asumată în contract. Așadar, domnule Țârlea, încă o dată prin această... O mică corectură, vă rog, dacă vă rog. Permite. Răspunsul nu este dat de Comisia de Cultură a Camerei Deputaților, care prin domnul Gabriel Țepel a avut o atitudine de mediere a acestui, să-i zicem, conflict. Este răspunsul dat de conducerea canalului 2. Al televiziunii, cel da, care prin producătorul citat. Delegat, e adevărat. Da, este vorba, de un text, este vorba de un așa text este. Semnat de doamna Lili Lemnaru, care a fost producătorul delegat la această emisiune. Nu vreau să comentez acest text. Pe alocuri, doamna Lili Lemnaru... Nu, își permite chestii... face... Nu, se hazardează într-un stil pamfletar și... Da, da, da. Care, mă rog, nu cred că și-avea loc într-un răspuns dat unei comisii parlamentare. Absolut. Dar terenul oricum nu este al domniei sale, așa că să nu ne punem noi acum mintea cu așa ceva. Cine a hotărât, de fapt, scoaterea emisiunii și cum s-a întâmplat acest lucru? Eu am citit un scurt istoric, dar cred că știi cel mai bine cum s-au întâmplat lucrurile. În mod public, doamna directoare Sanda Vișan și-a asumat retragerea de pe posta emisiunii, de suspendarea ei. De altfel, eu bănuiesc că
Și textul acesta de răspuns îi aparține doamnei Sanda Vișan. Ar fi grav să o împovărez pe doamna Lili Lemnaru cu un asemenea, cu asemenea metafore și asemenea mici jigniri. De altfel, doamna Sanda Vișan pozează așa, într-un fel de mică Elena Ceaușescu pe acolo, pe televiziunea română, are un birou mare. Păi n-a murit Elena Ceaușescu, domnul Cristian, a murit. Se tot plimbă pe el și dictează astfel de scrisori răspuns. Domnia sa și-a asumat răspunderea pentru scoaterea abuzivă. Zic eu și zic toți oamenii de cultură care au semnat și care sunt de altfel desconsiderați. În această scrisoare, doamnei Lemnaru, se spune că o parte a presei, un număr mic de foști invitați la emisiunea domnului Țel, au publicat ceva de parcă n-aveau și calitatea de scriitori, ci doar calitatea de ușor foști critică. Invitați. Mă rog, nu e ușor critică, e foarte grav critică. Numărul însemnat de academicieni și scriitori menționat în lăcrămația domnului Țârlea, scrie doamna Vișan, se ridica de fapt la câțiva aceiași foști invitați în emisiune. Nu sunt câțiva, sunt foarte mulți semnatari, de la președintele Academiei, Eugen Simion, Nicolae Cajal, academicianul Cajal, alți academicieni, Răzvan Teodorescu, i-ai citat pe toți, dar sunt și mulți scriitori, George Proteanu, Sami Damian, Dumitru Țepeneac, George Bălăiță. Care este totuși când s-a decis. Răspunsul l-am văzut, că este cu lăcrămație poetică. Da, dar când s-a decis suspendarea, că totuși postul de televiziune publică nu e nici al domnului Sanda Vișan, nici al domnului Hagi Culea. Ba este domnul Cristian. Nu, spune-o așa, ca în naivitatea mea. E foarte important ce spune și spus că totuși... Nu s-a spus absolut nimic. Deci nu am fost nici înștiințat pe cale legală, pentru că nu se poate desface un contract cu o emisiune așa de pe zi pe alta, cum au procedat domniile lor. Asta se face după o anumită procedură, dacă e să fim foarte, foarte atenți la aceste proceduri. Nu, lumea nu a fost deloc. Și nu stă în picioare nici argumentul acela. Domnul Cristoi, haide domnule, vorbim pe căile legale. O clipă. Ce cu audiență? Nu stă în picioare argumentul acela cu audiența, că n-a făcut audiență, pentru că sunt mult mai multe emisiuni la TVR cu audiență mult mai proastă și cu costul mult mai mare de producție. De altfel, dar nu sunt retrase și nu sunt... De altfel, dacă e să fim onești, acum la un an după lansarea canalului 2, postul de televiziune condusă de doamna Sanda Vișan este un eșec managerial. Total, aș spune eu. Haideți să vă întreb, să vă spun altceva, domnule. Ne facem că discutăm și discutăm așa în jurul problemei. Domnule, domnul Cătălin Țărea, că domnul dumneavoastră sunteți, puneți întrebări moromețiene, dar nu e cazul aici. Domnul Cătălin Țărea a făcut o emisiune. Câțiva invitați de acolo, fără să îndemne domnul Țârlea sau fără să le spună cineva, ci bănuiesc propria conștiință, l-au atacat pe domnul Liceanu. Domnul Liceanu e în Consiliul de Administrație, zice, bă, scoate asta emisiunea, că... Da, vreau să pun și eu o întrebare. Domnul Liceanu e Lenin? Adică nu înțeleg... Cristoiu, deci cabinetul Ceaușescu a murit Elena Ceamurat. Deci în primul rând... A murat-o. Elena Ceaușescu a murit, însă cabinetul 2 există. Nu, în primul rând, deci lăsând la o parte atitudinea doamnei Sanda Vișan și pe altor domni și domnișoare, problema fundamentală este dacă domnul... Este atitudinea care mă surprinde pe mine ca, așa zis, zic așa, intelectual, că sunt și eu, mai scriu și eu, a domnului Gabriel Liceanu. Adică de ce? Din faptul că a fost criticat într-o emisiune, trebuie să cer suspendarea ei. Dar cum de domnul Țârlea? Aici este problema. Era moderatorul acestui... Nu, dar are importanță. Putea să spună... Deci, asta este... Da, îl confirmă cu atitudinea lor domnului respectiv bolșevică. Domnule Cristoiu, trebuie să vă atrag atenția că în acești ani, în acești ultimi 4 ani, nu știu dacă asta e voie, nu mai știu ce e voie în țara asta. E voie. Dificil. În acești 4 ani au fost multe cazuri de asemenea abuzuri la adresa presei. Presa a fost una din cele mai hărțuite categorii în acești 4 ani. Ori, eu chiar visez la o solidaritate de braslă pentru ca aceste lucruri să nu se mai poată repeta în următoarea... Întrebare, domnul Gabriel Liceanu, ce carte a scris în ultimul timp ca să poată fi... Domnul Cristo, acum nu-i nici sigur. Foarte important. Domnul Cristo, una să ne vizi pe Nicolae Breban. Are dreptate colegul nostru Marius Tugă, să o spunem pe dreaptă. Păi pe de o parte colegul nostru e scos de acolo, pe de altă parte TVR-ul exact când s-a dat drumul la campanie în regulamentul făcut de CNA, nu întâmplător, importă jucători de la Reynolds Tobacco pe post de moderator acolo, mă refer la Gilda Lazar, invită niște jurnaliști, scrie acolo ziariști și ăla nu scrie nicăieri, de multă vreme, dar lumea crede că are în fața ei un ziarist și așa mai departe. Deci, pe de o parte, este ce îi se întâmplă lui, iar pe de altă parte, sunt tentativele astea de manipulare în dezbaterile electorale televizate.
în favoarea... Mai mult decât atât. Explozia, să-i spunem așa, domnului Radu Sârbu, după ce Cristian Dorupescu a adresat o întrebare. Deci explozia domnului Radu Sârbu, care a cerut interzicerea domnului Cristian Dorupescu de pe toate posturile de televiziune. Mentalitatea... Păi nu, asta arată ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani cu televiziunea publică în general și în presă. Și cu atitudinea față de presă. Atitudinea față de presă, absolut. Pe de altă parte, să nu uităm motivul. Motivul, zic eu, real. Eu nu sunt sigur că domnul Liceanu a făcut această intervenție. Asta a fost scrisă de presă. Dar cine a făcut intervenția? Doamna Standa Vișan declară că își asumă responsabilitatea pentru aceste chestii. De ce, domnule? Dintr-o dată, după o emisiune care mergea, o emisiune care aducea mari scriitori, mari personalități ale culturii române, a fost o dezbatere... Problema e că această emisiune, în dezbaterea respectivă, ridica anumite probleme. Problema antisemitismului în cultura română. Ori această problemă nu se vrea a fi discutată la televiziunea publică, cel puțin deocamdată. Am mai spus lucrul ăsta și o repet, pentru că în momentul în care eu am încheiat această emisiune, ediția ultimă care a avut loc, am anunțat că urmează să continuăm discuția și alte dezbateri chiar cu domnul Liceanu și cu domnul Manolescu. Pe aceeași temă. Asta eu pot să o interpretez și ca un act de cenzură la adresa domnului Liceanu. Lucrurile absolut se pot întoarce, vedeți? Deci nu-i dar, știi, Cătălin, că în revista unde ești tu redactor șef Contemporanul, aduci un argument în favoarea celor care te-au dat afară? Da, știu. Nu? Am și publicat. Deci este articolul despre viitoarea retragere a lui Bernard Pivot de la France Deocamdată va fi scos afară, va fi dat afară. Se va retrage ca să nu-l dea afară. Acum, cei de acolo invocându-i audiența. Comparația nu știu. Franța cu România. Comparația nu și are rost. O țară care înghite foarte multă cultură. Și oamenii vor cultură. Și vor nu numai cultură în sensul acesta mortificat în care se prezintă. Dezbateri despre viața culturală de la zi. Bun, eu vă mulțumesc pentru participare în această seară și sper să se rezolve cu emisiunea domnului Cătălin Țărlea, o emisiune, să spunem, singulară la TVR atunci când e vorba de cultură, o emisiune în care avea loc dezbateri cu, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu scriitori importanți, cu oameni de cultură, prin toate taberele, dacă e să ne referim, pentru că au fost invitați acolo sute de scriitori. De 10 ani sunt acolo la televiziunea română și am făcut sute de emisiuni. Bun, mulțumesc mult pentru participare, ne întâlnim din nou luni, până atunci mă aștept că vă spune ca de obicei, țineți și aproape.